imediat după ce va începe semestrul al doilea, vor începe probele de foc, ce constă în primul rând de simulări și după aceea în evaluări naționale și bacalaureat. Astfel, primele care debutează sunt simulările la clasa 8-a, la evaluarea națională la clasa 8-a, care vor începe cu proba de limba și literatura română în 23 februarie și proba de la matematică în data de 24 februarie. De asemenea, clasele a 11-a și a 12-a vor susține simularea la bacalaureat în zilele de 2 și 4, limba română și matematică, iar pentru clasa 12-a, în data de 6, va fi proba la alegere. În 2015, evaluarea națională se va desfășura la aceleași discipline ca și în anul școlar trecut. Probele vor fi susținute în perioada 22-24 iunie. Examenul de bacalaureat din 2015 va fi organizat în două sesiuni, respectiv în iunie-iulie și august-septembrie.